Are voie să intre așa pe fără? De ce ai plâns? Nu, ai... Păi nu spune, bă, doar nu ai jucat, ai... Pentru că puteam și noi să jucăm. Și mult mai bine decât am jucat, doar că am fost desconcentrate. Nu știu, jucam aiurea. Bă, ce, ați avut emoții sau ce s-a întâmplat? Au fost și emoții. Am jucat cu fetele de pe locul 2 și... Aveam încredere în noi, da. Da. Tu cum te-ai apucat de fotbal? Jucam cu niște băieți la mine în sat. Și acum 3 ani când jucam, a început să-mi placă. Am văzut pe site-ul Petrolului, pe Insta, un anunț că se va face echipă de fotbal feminin și am zis să încerc. Câți kilometri faci ca să ajungi la 30. Petrolul? 30. 30 dus, 30 întors, nu? Da. Să te întorci. Și cum e? E greu, că... Trebuie să parcurgi atâta, dar îți place. Înțeles, ai și un jucător preferat? De la Petrol? Da. Huja îmi place foarte mult și Jair. De ce? Plac așa modul lor de a juca. Pur și simplu, am și numărul 8, că îmi place de Jair. Să ai numărul, ai luat numărul lui. Da. Maria, te așteptai la un asemenea scor? Nu, deloc. Mă așteptam să facem un egal sau chiar să pierdem, dar am fost curajoase și am reușit. Am înțeles că tu vii tocmai de la Sibiu? Da. Să joci în Prahova? Da. Păi cum așa, ia povestește. Păi am fost la un turneu, la Alba Iulia, și acolo ne-am întâlnit cu echipa. Antrenorul m-a luat sub vizor și am ajuns aici. Și nu ți este greu de la Sibiu să vii în Prahova și să te întorci? Dacă îmi doresc, nu e greu. Nu este greu. Visul tău în fotbal care e? Să ajung cât mai sus. Ce înseamnă asta? Să ajung să joc departe, să mă știe lumea. Și la echipa națională? Și acolo, dacă se poate. Acolo? Îți dorești? Da. Ai un jucător preferat, te uiți la meciul de băieților? Cine da. Te inspiră? Ronaldo. De ce? Pentru că e curajos, are ambiție și reușești dacă ai ambiție. Ce materie îți place la școală? Sportul. Nu înțelegi și în afară de sport? Desenul. Ce desenezi? Orice. Și scheme de joc? Nu prea. Tu tot desenezi pe teren? Da. Mai mult? Da.